acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! Șepși Oeșca este gazdă cu FC Botoșani. Este o partidă încărcată de tensiune, de presiune pentru ambele adversare, atât formația covăzneană, cât și trupa vizitatoare nu traversează cea mai bună perioadă. Este un balon la care Muadib se complică și iată exact ce vă spuneam, Eduard Florescu îl încearcă, nimeni, absolut nimeni nu vine în blocaj în fața lui Eduard Florescu. Șepși prin Cosmin Matei. Cere Vitalie Damașcan balonul, autogol. Autogol, minutul 16. Autogol pe care îl reușește ca o contraperformanță Romario Benzar lui Alexa Nivinea, cred. Tontogol, autogol. Iată că pe Șepși o ajută FC Botoșani pentru acest 1-0. Între timp am intrat în minutul 16, siderat, absolut siderat. Dar Alexa, căruia Nivinea crede, bine această minge pe care Romario Benzar încercând să o îndepărteze. Aceasta este impresia. Oh, da, este de neimaginat, de neimaginat cât de stângaci a putut fi Romario Benzar. Vorbeam ceva mai devreme despre rezultatele celor de la Șepși Oeșca din ultima perioadă, dar iată apare această șansă foarte bine. Romario Benzar, gol! Romario Benzar este omul care pasează decisiv, preluarea face diferența, avea nevoie. Și nu doar Romario Benzar, orice jucător care este în situația lui Benzar și care își introduce balonul în propria-i poartă, are această dorință de a trece peste acel moment, de a ajuta, de a putea să depășească greșeala pe care a comis-o. Benzar, iată, preia elegant, pasează decisiv pentru golul egalizator venit din piciorul lui Gabriel David. Revedem poziția lui Benzar. Preluare superbă, așteaptă cât timp are la dispoziție David, preia și cu vârful bocancului împinge acel balon pe sub Roland Nițului. Se analizează poziția în momentul în care a primit balonul, simplă intervenția lui Ducan. E, vine această replică pe contraatac. Superbă șansă de gol! Incredibilă ratare în minutul 30. Miroslav Ilicic în minutul 30 irosește o ocazie monumentală. Nici vorbă de offside, nici vorbă de offside. Iată-l pe Akos Kecskes înotând prin spatele lui Miroslav Ilicic. Kecskes era în peluză. Da, îl va visa o perioadă. În foarte puține momente să creeze panică. E, poate acum. Ia să vedem Ștefănescu! Ștefănescu pe lângă poartă, minutul 31. Ritmul este bun, ocazii și de o parte și de cealaltă. Ștefănescu aici dacă trimite pe spațiul porții. Răzvan Ducan ar fi fost bătut. Este pericol pe execuția lui Matei. Balonul cade pe mâna lui Florescu. Colțescu are câteva momente de gândire și oferă penaltiul. Și poate face 2-1. Lovitura de la 11 metri executată impecabil de Alimi, care îl păcălește pe Răzvan Ducan. Șepși Oeșca, FC Botoșani, se face 2-1. Este primul gol al echipei lui Ciobotariu, pentru că știm, ne amintim ce s-a întâmplat în startul acestei partide. Autogolul lui Benzar făcea 1-0, reușita de 1-1 semnată de David și vine și golul covăznenilor din penalti. Ismic Alimi în stânga lui Răzvan Ducan, după această imprudență a lui Eduard Florescu. Alimi
Își face treaba foarte sigur pe execuție. Ajută decisiv la golul de 1-1 pasând pentru David. Și aici obține penalti Florescu și Rola Nițului, gol! Spectacol la Sfântul Gheorghe, minutul 41. În 41 de minute avem 4 goluri. Florescu, execuție impecabilă, imparabilă. Tot respectul pentru cei doi suporteri veniți de la Botoșani până la Sfântul Gheorghe pentru a fi alături de favoriți. Da, acești oameni merită, și nu doar ai Botoșaniului, ci toți suporterii care străbat sute de kilometri, mii de kilometri pentru a fi alături de favoriți. Așadar, 2-2 înaintea pauzei la Sfântul Gheorghe. Realitatea acestor 41 de minute este una clară. Probleme multe în ambele defensive, erori în zona mediană. Botoșaniul și-a creat la rândul ei ocazii bune de a marca. Atenție, aici este gol! Adnan Aganovic! Minutul 47, la prima atingere de balon, veteranul celor de la Șepși. Da, inspirat Liviu Ciobotariu. La cote maxime. La cote maxime se trăiește această partidă aici la Sfântul Gheorghe. E de vreme. 3-2 pentru Șepși. Șepși a mai avut avantaj. Din minutul 38 însă până minutul 41. 3 minute. 3 minute au putut ține băieții lui Ciobotariu avantajul de 2-1. S-a făcut 2-2 după penaltiul comis de omul rămas la vestiare, Vitalie Damașcan. Aici însă eroare mare. Eroare mare Alin Șeroni. Ridicol. Bine, Mutombo încearcă să reia, cumva depășit de acel balon, să ridice cu călcâiul mingea. Aganovic, Ștefănescu se informează pentru a putea centra, o face în blocaj, Denis Ciobotariu, gol! Superb! Pe o nouă eroare în tabăra echipei lui Alexa, dubla lui Alini, minutul 66. Apărarea Botoșaniului făcută șahmat. Șepși a reușit cumva să destabilizeze decisiv această defensivă a Botoșaniului și ecartul se mărește la 2 goluri pentru echipa lui Liviu Ciobotariu. Balon de via, vom avea reluare. Alimii din penalti și patronul Diozeghi, simpatic, tribunele arenei de aici, de la Sfântul Gheorghe. Cât a așteptat Diozeghi, cât a sperat principalul finanțator că echipa va obține într-un final un rezultat bun. Exact ceea ce lipsea pentru liniște. Atenție! Ce gol! Ce bijuterie! Ce seară! Super! Ion Gheorghe, de la aproape 40 de metri. Unul dintre cele mai frumoase goluri. Reușite superbe și în polia FC-ul Craiova. Ion Gheorghe face 5-2 în minutul 85 pe Șepși Arena. Da. Ciobotariu avea nevoie de această reconfirmare a faptului că undeva echipa sa a pierdut din viteză. Ciobotariu a crezut, a mai primit o șansă. Încrederea oferită de Diozeghi lui Ciobotariu este răsplătită abia în această etapă a 13-a, cum se spune, când cuțitul ajunge nu la os, direct intră pe os până la urmă. Iată, evident, ghilimele de rigoare. Apare victoria, una frumoasă. Ion Gheorghe face ca scorul să se modifice 5-2.